Da. Câteva lucruri despre aceste două aspecte. Da, avem un meci foarte important, ca de altfel toate meciurile. Nu trebuie să facem greșeli acum la început, mai ales că întâlnim adversari care sunt în zona a doua a clasamentului. Trebuie să profităm la maximum, să câștigăm meciurile, să câștigăm mai mult moral, mai multă încredere, să ne îmbunătățim jocul, pentru că, sincer, la fel cum și dumneavoastră și spectatorii și toți sunt cam nemulțumiți de joc, la fel sunt și eu, de jocul echipei. Încă nu este ceea ce îmi doresc să joace, dar eu cred că va crește odată ce vor veni puncte și încredere. Am dat lotul pentru meciul următor. În lot apar, de fapt, nou care apare este Vârsici. Sper să pot conta pentru acest meci. Nu știu dacă de la început, dar el s-a prezentat bine la antrenament. Îl văd deja cu multă încredere. Nu este probabil 100%, nu este încă, pentru că n-a jucat meciuri de nivel și nu are poate ritmul de meci, dar în funcție de cum va fi meciul, poate ne vom folosi de el. Au rămas Maxim și Scutaru pe din afară și Alexa, bineînțeles, cu Maghera, care sunt suspendați. Aldana l-am învoit, pleacă în Spania, tatălui a avut un infarct, îl operează și s-a dus să fie aproape de el. Altceva legat de lot, despre adversarul din cupă, ce să... Glumeam cu el astăzi, că i-am zis că ce-și mai face probleme, că vom juca cu Bistrița, importantă unde jucăm la Oradea, unde e mai bine, l-am întrebat, unde e bine să jucăm cu Bistrița, la Oradea sau la Cluj sau la Mediaș sau unde, glumeam. No, sigur că la prima vedere e adversarul cel mai accesibil, trebuie să recunoaștem, însă un meci de cupă e un meci de cupă. Am jucat și eu cât eram la Steaua atâtea meciuri și de multe ori ne încurcam cu niște adversari din o ligă inferioară și s-a întâmplat, se întâmplă multe în cupă. Nu, eu nu cred că în cupă e un favorit în momentul ăsta. Nu cred că e niciun favorit. Toți au șanse, pentru că e un meci și poți să prinzi o formă proastă la meciul respectiv, poți să iei un gol. Gândiți-vă că echipa care înscrie, în general, câștigă meciurile acestea decisive, care înscrie prima, bineînțeles, și va fi deschis acest meci. Vom vedea unde se va juca, vom hotărâ. Domnul Chivorcheane la București se ocupă de toate aceste aspecte.